Încă de la preluarea mandatului, primarul Daniel Dimulescu le-a promis locuitorilor comunei Mădular că vor avea apă în sistem centralizat. De aceea, vestea pe care a primit-o că Ministerul Dezvoltării Regionale a alocat o sumă importantă de bani pentru introducerea rețelei de apă potabilă a fost primită cu bucurie. De ieri au început să fie săpate primele șanțuri, în satul Bănțești, urmând ca în zilele următoare să înceapă lucrările și în satul Bălșoara. Știți că am avut multe discuții, dumneavoastră m-ați întrebat, eu am fost mereu tot necredinciosul și când am semnat contractul de prestări serviciu și ordinul de începerea lucrărilor. Începând de astăzi, s-au început lucrările în satul Bănțești și Bălșoara. Adevărat, acum am semnat, lucrăm, mai am o problemă și e tare serioasă să văd apa în curte. Știți că, sau așa sunt eu, ați văzut că n-am venit să ies în presă, băgăm apă, facem, dregem, dar începe să devină realitate. Deci s-au început lucrările începând cu data de azi, muncim și eu sper că la finalul anului 2020 toată lumea să aibă apă în gospodării. Ce ar însemna investiția asta, domnule primar, alimentare cu apă și canalizare sau doar alimentare cu apă în toate comune, în toate satele comunei? Avem doar alimentare cu apă, cum am menționat, în satul Bărșoara, satul Bănțăști, satul Iacovile și satul Mădulari. Și vor urma, deci în patru sate, în două sate, în Veica și satul Mamă, va urma rețea de extindere cu apă. Dar, v-am zis, ce a fost greu, am început să prindă contur, lucrăm, suntem lângă constructor, punem presiune pe dânsii. Constructorul? E serios? Firma puternică? Da, o firmă puternică. Am mai avut o alunecare de teren cu dânsul. Din ce județ? Este din județul Vâlcea. Noi avem trei gospodării de apă. Una în satul Bănțăști, una în centru Iacule și Mădurare și una în satul Bărșoara. În satul Bănțăști avem două puțuri de mare adâncime în fondul studiului să duc până undeva la 260 de metri. În satul Mădular și Iacovile, tot două puțuri și satul Bărșoara 1. Locuitorii din satul Bănțești nu se tem că pe perioada lucrărilor vor avea probleme cu accesul în curți. Și ei așteptau de multă vreme ca apa să curgă la robinet. Este cea mai bună. Noi ducem lipsă de apă. N-aveți apă deloc, nu? Aveți la fântână? Am făcut o fântână, dar nu e cine știe ce să ne ajungă. Avem trasă de la vecinul care are forată și... Na, nu e bine. Aveți copii, vă trebuie apă. Da, da, normal. Asta este primul necesar pentru, pentru orice familie, orice gospodărie, apă. Veți suporta așa inconvenientul șantierului în fața portului? Da, cum da, să nu? Nu e nicio problemă. Asta nu este, pentru noi nu ne deranjează cu nimic. Pentru starea de siguranță a cetățenilor, primarul Daniel Dimulescu a reușit să obțină un proiect prin care a schimbat iluminatul stradal și a montat camere de luat vedere în fiecare din cele șase sate ale comunei.